Începând cu vara anului 2003, se poate spune că la Ministerul de Finanțe s-a deschis o fereastră de comunicare foarte utilă atât pentru noi cât și pentru guvernanți, pentru cei care fac legile fiscale în România. Am avut colaborări de succes, au fost măsuri pe care guvernul, înainte de a le arunca în economie, le-a discutat cu noi, le-am analizat, am văzut impactul, iar noi, consultanții și mediul de afaceri în general, am încercat să fim aproape și să dăm o mână de ajutor autorităților atunci când vine vorba de probleme spinoase precum evaziunea fiscală, colectarea limitată a veniturilor la bugetul de stat și alte elemente. Din nou, în ultimele luni, observăm că această idee de dialog este mai mult una formală. Autoritățile doar ne informează asupra ceea ce au de gând, mai puțin încearcă să asculte cu adevărat părerea noastră. Și acest lucru, sigur, a generat foarte multă energie negativă și foarte multe dispute în ultimele luni în zona asta, în mediul de afaceri din România. Sperăm din nou, din tot sufletul, ca să ne întoarcem la perioada în care autoritățile cu adevărat ascultau ceea ce noi aveam de spus. Mm-hmm.